Încă mai e timp până ce moldovenii vor putea vota prin internet, dar un prim pas a fost făcut în acest sens în orașul Sângera din municipiul Chișinău. Comisia Electorală Centrală a adunat astăzi jurnaliști pentru a spune că a testat cu succes la alegerile primarului din Sângera unele module ale așa numitului sistem informațional automatizat de stat alegeri. La concret, acum o săptămână la Sângera, funcționarii electorali au reușit să caute datele cu privire la alegători în Registrul Național al Populației. Noi vorbim la etapa actuală doar de test. Starea registrului electronic al alegătorilor. Este evidența computerizată a alegătorilor în Republica Moldova. Nu putem astăzi vorbi în termeni foarte clari despre votarea prin internet. Ceea ce am făcut noi în localitatea Sângera, în una din acele 5 secții de votare, noi am prezentat un concept, o viziune a Comisiei Electorale Centrale în baza legii 101, cum vedem noi evoluția și dezvoltarea sistemului electoral în acest domeniu, în domeniul informațional. Cu suportul unor entități neguvernamentale, CEC a mai efectuat și un exit poll, sondaj la ieșirea de la urne, printre alegătorii din Sângera. Majoritatea nu s-au arătat speriați de calculatoarele din secția de votare, dar au fost și de aceia cărora operatorii nu le-au putut găsi numele în Registrul Populației. Iurie Ciocan a declarat la o conferință de presă că datele cu privire la alegători vor fi pe larg folosite în alegerile locale din 2011. Așa prevede și codul electoral. Inovația cheie la acele alegeri va fi că listele alegătorilor nu vor fi compilate de autoritățile locale, ci de Comisia Electorală Centrală, care le va distribui apoi birourilor electorale. Sistemul informațional automatizat de stat alegeri, la implementarea sa, are câteva etape. Deci, prima etapă este crearea unui registru central cu sediul în Comisia Electorală Centrală și în gestiunea nemijlocită a Comisiei Electorale Centrale. Acest lucru va oferi posibilitate de generat listele electorale în mod centralizat de către Comisia Electorală Centrală spre birourile electorale.